Bun, asta voiam să vă întrebăm, dacă există probleme și de ce s-au făcut percheziții. Nu există nicio problemă. Problema mare este la... cum o cheamă fata aia? Mirela Șerca. Ea a făcut delapidare la Duspi, ea a făcut, cum se cheamă, a falsificat documente, le-a adus la primărie și a vrut să pune semnătură pe ele, numai că eu n-am acceptat. Și le-a spus clar, documente false. Eu nu m-am dus să reclam. Da? Ok, păi spuneți-ne asta oficial. A reclamat, ia chestiunea asta. Dacă a reclamat, o să răspund ea în fața celor de la poliție și nu o să răspund eu. Perfect, spuneți-ne asta. Sunt două documente care au venit să le caute aici așa, le-au găsit și au plecat. Problema nu e la mine. Da? Și a trebuit să relatați dumneavoastră adevărul, nu să... De unde să-l luăm, dacă dumneavoastră nu... Nu, adevărul să-l luați pe aia care, la aia care vă trimit prostii din astea. Da? Și declarații false. Păi da, s-a spus de lapidare, da? Abuz în serviciu... Nu, nici de lapidare, nici abuz în serviciu. Nu este la primăria Panciu, da? Ca să știți și voi. Da, voi aveți alte interese. Vreți, păi, da, dacă dumneavoastră... vreți să denigrați primarul, vreți să denigrați primăria, vreți să denigrați salariații. Nu, avem nicio treabă cu primăria. Iar noi să știți că nici nu ne este frică de amenințările și intimidările voastre. Ce ne puteți spune despre cercetările care au avut loc săptămâna trecută la primăria orașului Panciu? Da, se fac cercetări într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu plus de 297 aliniatul 1 din codul penal. Pentru să vă știa infracțiuni de delapidare și fals înscrisul sub semnătură privată.